Drumul județean 581, care leagă municipiul Reșița de drumul național 57 și mai departe de frontiera cu Serbia, va fi în sfârșit practicabil în condiții optime de la un capăt la celălalt, pe întreaga distanță de circa 45 de kilometri. Lucrările pe ultimul tronson, care nu a fost reabilitat, Secășeni Grădinar, vor fi finalizate până în luna iulie. Drumul este executat acum în proporție de 80%. După ce în toamna anului trecut a fost turnat asfaltul pe porțiunea de 8,5 km dintre Secășeni și Grădinari, acum a început turnarea stratului de uzură, operațiune ce depinde însă de starea vremii. Noi am pregătit toate demersurile și constructorul începe lucrul. Da? Stratul de uzură e foarte pretențios și nu putem să facem compromisuri. Și acum ați văzut că dacă noaptea sunt 2-3 grade, asfaltul trebuie să fie cald ca să... Lucrarea se va termina. Proiectul are o valoare de 20 de milioane de lei. Pe lângă reabilitarea covorului asfaltic, sunt prevăzute și alte lucrări. Trotoare și piste pentru biciclete în Grădinar și Ticvaniu Mare, realizarea de marcaje și montarea de sisteme de semnalizare, precum și modernizarea a 4 stații pentru transportul în comun.